Oamenii politici sunt singurii care pot strica aceste lucruri extraordinar de bune care se întâmplă în economie, a declarat miercuri liderul PSD, premierul Victor Pont, arătând că dorește ca noul cod fiscal să fie adoptat în următoarele două săptămâni, inclusiv ca un mesaj de stabilitate. Am luat măsurile pe care mediul de afaceri ni le-a cerut. Vreau să adoptăm codul fiscal în următoarele două săptămâni ca să arătăm foarte clar stabilitatea și de la 1 ianuarie toate măsurile prevăzute în codul fiscal să intre în vigoare și să dea în continuare încredere în ceea ce privește investițiile. Singurii care pot strica aceste lucruri extraordinar de bune, care se întâmplă în economie, sunt oamenii politici, ori eu sper să nu o facem, am încheiat citatul, a spus Ponta la ședința Consiliului de Administrație și a Generale a Asociației Europene, a Artizanatului și Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul turcenii rovinarii, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. De asemenea, DNA cere Camerei Deputaților avizarea urmăririi penale pe numele premierului și pentru conflicte de interese.